Am revenit, doamnelor și domnilor. Așa cum vă spuneam la începutul emisiunii, cât am fost plecat, s-au întâmplat multe, inclusiv anarhistul de la USR, care lovește din nou, domnul Adrian Dohotaru, deputat de Cluj, ales pe listele Uniunii Salvați România, care a creat o mică isterie, inclusiv partidul a fost nevoit să se delimiteze de declarațiile lui. Domnul Dohotaru a postat pe 12 iulie un comentariu pe Facebook în care spunea cum ar trebui să investească mai bine statul român 4 miliarde de dolari, cât ar urma să coste rachetele Patriot, care să ne apere de o eventuală agresiune armată, evident să ne apere în primul rând de tot mai agresiva Federație Rusă sub conducerea lui Vladimir Putin. Domnul Dohotaru zice că nu e bine să dăm banii pe rachetele astea. Rachete care, mare atenție, sunt defensive. Rachetele Patriot nu sunt, nu fac parte dintr-un sistem ofensiv, ci dintr-unul defensiv. Sunt o formă de apărare împotriva rachetelor pe care le-ar putea trimite împotriva României un alt stat. E bine, domnul Dohotaru spune că ar fi investiții mai inteligente de făcut, precum spitale, investiții în sănătate ca prevenție. Nu discutăm de punctuație, că domnul Dohotaru are mari probleme cu astea, deși îl citește pe Toron, înțeleg, și e un mare intelectual pe Facebook. Educație și cercetare mai performante, cultura accesibilă, infrastructură feroviară îmbunătățită, agricultură sustenabilă, spații publice și centre comunitare în cartiere, împăduriri și politici coerente de mediu, program de dezvoltare a stocului de locuințe publice. Practic, domnul Dohotaru a spus cam tot ce trebuie făcut în România, trebuie făcut cu banii ăștia din rachetele Patriot, și să nu ne mai cumpărăm rachete Patriot, și o să ne apere pacifiștii de eventualele agresiuni armate, cam asta e teoria. Și plantele. Domnului Dohotaru. Domnul Dohotaru e același ins care a mâncat niște sărățele din gunoi în Parlament, ca un mare parlamentar. Ce este, ca să ne, ca să ne tragă atenția tuturor asupra risipei alimentare, și a spus că un coleg parlamentar a răsat două sărățele în gunoi, ca atare el le-a luat și le-a mâncat, probabil le-a scuturat puțin de praf, și a zis că e în regulă să salvăm planeta mâncând sărățele din gunoi. Cam ăsta e domnul Dohotaru. Și a mai făcut ceva, a cerut ca statul să intervină pe piața chiriilor și să arbitreze relația între chiriași și cel care oferă respectiva chirie. Cu alte cuvinte, da, visează la un mercurial generalizat într-un soi de paradigmă socialistă pe care am mai văzut înainte de 89. Să vă mai arăt puțin că e important cine e domnul Adrian Dohotaru. Da? Acest copil minune al USR-ului. Da, o să vă arătăm și niște poze ca să nu cumva să-l confundați, pentru că dintre parlamentari ăștia USR, probabil cei mai mulți dintre dumneavoastră nu știu nici jumătate cum arată. Ăsta este domnul Adrian Dohotaru la o demonstrație vizuală. Aici e pe fundal un munte de gunoi, ca să ne înțelegem. Domnul Dohotaru, fiind un mare activist pentru mediu, domnul Dohotaru are un profil pe Critic Attack, unde a scris vreo 30 ceva de articole. Critic Attack este platforma propagandei prorusești și pro-putiniste, mai ales în România. Domnul Dohotaru zice că e o combinație de istoric, jurnalist, scriitor și activist civic, toate în devenire. Spune că îi place să citească, să facă mișcare, să bea alături de prieteni. Da, de asemenea, mai spune așa, la finalul prezentării sale de pe Critic Attack, pe care aș vrea să o prezentăm pe ecran, spune că m-am născut în aceeași zi cu Hitler, constelație fatidică ce mi-atenuează opțiunile radicale de stânga. Da, ăsta e domnul. Sigur, toate articolele sau mare parte din articolele lui de pe Critic Attack, ce n-au legătură cu politica de mediu, unde militează pentru diverse lucruri, dreptul lui, treaba lui, sunt niște articole vehement, agresiv stângiste și socialiste. Un articol de pildă din 2013 despre falansterul de la Scăieni și proiectul unei lumi mai armonioase, așa, multe alte articole de tipul ăsta, în general la limita dintre socialism și anarhism. Ăsta e domnul Dohotaru. USR între timp s-a delimitat de declarațiile lui și a spus că nu, domne, trebuie să investim în apărare, în rachetele Patriot, dar nu i-a făcut nimic, adică nici măcar nu l-a mustrat, nu zic să-l dea afară din partid. Eu mi-aș dori da, să-l exclude, dar sigur. Eu exclus fiind deja de două ori. Este exclusă ipoteza excluderii, dar trebuie spus rapid că nu e rău să fii consecvent cu tine însuți. Dacă omul asta crede și dacă el asta susține de o bună bucată de vreme, dacă el este apropiat de platforma
neomarxistă și chiar neocomunistă pe alocuri critic atac, atunci înseamnă că cei care l-au selectat și l-au pus pe listele de deputați clujeni, ei au de răspuns la această întrebare. Omul e onest și pentru onestitatea asta eu îi dau o bilă albă. Ce nu pot să accept este că tu folosești sintagma uniți salvăm, atenție, o soteriologie politică, adică salvăm România, uniți salvăm România, și pui în prim plan, în vitrina unui oraș universitar cum este Clujul, pui în, totuși în Parlamentul României un asemenea om care, în calitate de activist, ar putea să aibă părerea lui. Deci problema este a USR-ului, nu a domnului Dohotaru. Întrebarea mea este pentru liderii USR. Mai sunt ca ei? Ca aceștia mulți? Și dacă da, au de gând să se decidă? Pentru că problema mea nu e că USR-ul mâine decide că este un partid de centru-stânga și las pe Cătălin Avramescu să intervine imediat. Ci problema mea este că el ne-a spus nouă că e cea mai bună alternativă, chiar mai bună decât PNL-ul, și sunt membru PNL, după cum știți, este o alternativă mai bună decât PNL-ul la PSD. Păi pe alocuri am impresia că PSD-ul e mai pro-american decât unii useriști. E o problemă pe care ei trebuie să o tranșeze. România are nevoie de o alternativă la PSD și de o alternativă la acest război hibrid pe care Rusia îl joacă deasupra capetelor noastre, dar dacă e plin de idioți utili pe la Cluj, să fiu scutit. Vă rog, vă mai spun, vă citesc un răspuns al lui Dan Alexe. Dan Alexe, pe care l-am avut în platou la Express, trăiește la Bruxelles, un intelectual român care nu-și ascunde opțiunile de stânga, dar care spune despre postarea asta a domnului Dohotaru, îi transmit lui Adrian Dohotaru că și eu sunt pacifist, dar dacă am un vecin psihopat cum e Putin, care ocupă deja teritorii Moldova, Ucraina și Georgia și amenință statele baltice, atunci caut să am mijloace de apărare, mai ales că e obligație NATO, unde nu te-a forțat nimeni să intri. Domnul Alexe spune de asemenea că rachetele Patriot sunt pur defensive, pacifiste, te apără de rachete ofensive gen Scud. E ca o broască bună la ușă, sunt fabricate pentru pacifiști, care preferă să știe că au ușa încuiată când locuiesc alături de nebuni. Vă rog, domnule Avramescu. Vedeți, domnul Dohotaru este liber să creadă ce dorește, dar ceea ce noi toți, publicul, cred că avem dreptul să cerem de la orice om politic, este puțină logică. Orice observăm noi, și mă refer la lucruri care sunt multe dincolo de această opinie punctuală, mă refer la un stil de argumentare. Țineți minte că pe timpul lui Nicolae Ceaușescu se publicau chiar tabele în articole întregi, erau emisiuni, câte școli s-ar putea face cu banii pe care imperialiștii cheltuiesc pe o rachetă. Care țin lumea în mizerie. Exact. Câți copii ar putea fi vaccinați cu banii dați pe un tank Abrams sau mai știu eu ce. Sigur că poți să faci asemenea comparații. Problema este că unele dintre ele sunt nelegitime. Un stat trebuie să aibă diferite tipuri de politici, nu? Unele dintre ele trebuie să vizeze apărarea. Niște bani trebuie cheltuiți pe apărare. Putem să discutăm dacă trebuie cheltuiți acești bani pe aceste rachete. Acest lucru poate fi discutat. Dar să spui sau să dai de înțeles că nu ai dreptul să cheltuiești pentru ceea ce este în fond un bun public. Securitatea națională este un bun public al tuturor. Asta mi se pare o aberație logică. Și chiar în funcția statului pe care Constituția Americii o prevede la început, apărarea este între cele din tâi. Da, așa poți să răspunzi oricui. Câte, statui ale lui Rebreanu ai putea face cu banii pe, două pistoale. Dar e aberant, nu poți să gândești. Adaug și eu ceva. E evident că în momentul în care am intrat în NATO, ne-am angajat să plătim 2% din buget. O vreme n-am plătit 2% din buget. Nici noi, nici alți europeni. Până nu știu dacă nu ne-am angajat, cred, cu 2% la Țara Galilor. La summitul la Țara Galilor. Mă lăsați să vă spun, sunt 4 state mari și late, 5 acum. Care dau 2%. Care dau 2%. E adevărat, dar au o înzestrare. Deci, e o problemă. Problema pe care a pus-o Trump este perfect reală. N-ai 2%, ce faci? Că, uite, n-ai plătit 2% și între timp tehnica militară rusească s-a dezvoltat mult mai semnificativ decât părți importante din tehnica militară europeană.
Deci chestiunea cu 2% e o urgență, nu e un moft și este un angajament al tău ca stat NATO. Cum ca stat al Uniunii Europene plătești o contribuție. Dacă nu plătești această contribuție, nu poți să primești, cum primim noi, semnificativ mai mult înapoi. Știți că din 2007 până astăzi am primit cu 26 de miliarde de euro mai mult decât am cotizat la Uniunea Europeană? 26 miliarde. Banii ăștia au venit și au intrat în diverse proiecte din România. Dacă pentru că ne-am îndeplinit și obligații exact, pe parcurs. Pentru că am plătit și contribuția noastră. La fel la NATO. Securitatea este o chestiune de acțiune colectivă. Trebuie să plătim acești bani. Unii, cum e președintele american, spun că ar trebui să plătească și datorii din urmă. Asta e o discuție. Este una din discuții care e făcută acum. Dar să spui că nu mai plătești și iei banii ăștia și faci altceva, nu este serios. Adică, eu vreau să vă spun ceva. Eu am votat un candidat USR la București și eu am votat pentru că îl cunosc pe Vlad Alexandrescu de 25 de ani, 30 de ani. Și el s-a mai schimbat. Și am votat pentru el. În același timp am creditat ideea USR-ului cu număr de oameni noi care n-au legăturile cu această mafie politico și de business din ultimii 25 de ani care au creat atâtea și atâtea nenorociri. I-am creditat ca începător zicând, bun, o să lea câteva luni până se dumiresc care sunt procedurile, care sunt... Dar eu nu-i văd pe oamenii ăștia acționând ca parlamentari. Eu nu-i văd acționând ca parlamentar. Eu știu, nu? Mă duc la 7:30 la birou la Parlament, stau până la 11 noaptea și am un număr de instrumente și de tehnici pe care le folosesc în calitate de parlamentar. Nu mi-a trebuit mai mult de 3 săptămâni să învăț această bucătărie. Au trecut 6-7 luni, cât 8 luni de când s-au avut alegeri. Nu-i văd pe ei acționând ca parlamentar. Ei se ceartă ce doctrină au. Foarte frumos. Ne place și fac congrese. Ei fac congrese. Foarte frumos. Facă și congrese. Dar ideea este că ei reprezintă, ca și celelalte partide, interesul public și trebuie să acționeze ca parlamentar, să vedem cu proiecte de legi, să vedem argumentând împotriva ticăloșilor de la PSD. Sunt de acord, nu? Da, domnule. Și tu vii cu ideea, păi hai să nu mai plătim. Domnule Preda, ce nu știe domnul Dohotaru pe care îl aveți în imagine, care exemplu. Probabil n-a făcut armata, spre deosebire de mine, e că sigur că sunt alte țări care nu dau 2% din PIB pentru apărare, ei, Italia, nu, Germania și altele, dar Italia, Germania n-au în dotare armatei române miguri care să prăbușesc anual în brazdele din România. Noi avem o problemă de înzestrare pentru că am moștenit un sistem de apărare comunist și sovietic și ar trebui să investim în asta, un lucru cu care aproape toată societatea de acord. Problema că domnul Dohotar nu se ocupă de alte lucruri în Parlament. Trebuie să luăm o pauză de publicitate și revenim. O să discutăm și despre scriitorii din pușcării.